Vă ajungem la destinație unde ne propune. Să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că numai El este Cel care ne păzește în drumurile noastre, orice de bun șofer am fi noi, și dăm glorie Lui pentru aceasta. Amin. Am venit aici cu drag să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că oriunde se cheamă numele Lui Dumnezeu, noi venim cu drag. Nu contează că este sat, oraș, nu contează că sunt 2, 10, 1000 de oameni. Nouă Dumnezeu ne-a făcut mult bine, de aceea nu-L vom putea refuza niciodată când El ne cheamă lucrare și vom vesti bunătatea Lui față de noi în orice vreme. Și atâta timp cât El ne va ține în viață, noi vom vesti și vom lăuda pe El. Amin. Vrem ca ceea ce vom testa în seara aceasta să fie, să reprezinte o încurajare pentru voi, să răspundă nevoilor dumneavoastră, vor fi și cântări cunoscute, am văzut cântați foarte frumos și ne place și vom mai cânta împreună. Mă rog ca Dumnezeu să folosească fiecare cuvânt din cântare, rugăciunea, predica prin fratele Gabi, Domnul Iisus să binecuvânteze, să-i dea un cuvânt în seara aceasta, iar fiecare de aici, chiar dacă este pocăit de un an, 10, 20, 30 de ani, cred că fiecare din noi avem scăpă. Și eu am scăpă și dumneavoastră, să plecăm astăzi mai bun și să ne rezolvăm problemele din viața noastră. Amin. Prima cântare este o cântare de încurajare, o cântare care o știți și ne spune că Iisus trece pe aici. Iisus este aici, trece pe aici, cheamă-L și cere îndurare pentru că Iisus este aici. Amin. Yeah.
profesor Gabriel Zăgrean, Domnul din cer, cel bun din cer. Și noi îi spunem bun venit aici în Lunca Gheteșului să ne aducă mesajul Scripturii și în această seară glorificăm pe Domnul. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, să ascultăm cuvântul din Scriptură pe care fratele Gabriel o să citească și apoi sigur ne vom așeza și vom asculta cuvântul Domnului. Iubiții mei, am să citesc un pasaj din Scriptură pe care îl știți cu toții. Și cel mai des l-ați auzit predicat la mormântări. Acum o să-l auzim la evanghelizare. Pentru că așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă lucrul ăsta. Haideți să ascultăm această pildă foarte cunoscută pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o din Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19 până la finalul acestui capitol, pagina 1011. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și nu în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zicea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba, își grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar, părinte Avrame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, cu ce am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, că dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avrame a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Așa cum și Cristi și grupul de cântăreți s-au exprimat deja, mă bucur și eu să vă întâlnesc aici, în acest loc foarte frumos, geografic, foarte multe verdeață, dealuri, o atmosferă plăcută, dragă nouă românilor, pentru că majoritatea dintre noi ne-am născut la țară și am trăit poate o bucată la țară dumneavoastră în caz mai rămas. Una din mândriile mele pe care le am, care nu sunt păcătoase, este că mă mândresc cu faptul că primii 8 ani din viață, aproape 9 ani, i-am trăit la țară. Și cred că mi-a prins bine, de aceea iubesc viața la țară, o simt așa de multe ori când trec prin ea, dar viața m-a dus în alte direcții, nu departe de țară, pentru că la România, în România aproape în orice loc suntem la țară, dar e bine, găsesc în atmosfera asta de la sat foarte mult bun simț încă, mai găsesc o simplitate pe care mulți au pierdut-o sau am pierdut-o, găsesc hărnicie, găsesc foarte multe virtuți, foarte multe lucruri pe care în marile metropole lumii acestea prin care alergăm s-au pierdut. De multe ori, mulți din cei care trăiesc în orașele aglomerate cred că lumea asta va merge înainte prin tot felul de speculații, prin tot felul de tunuri pe care le dau, dar tot atât de repede s-a dovedit că astea sunt doar fantasme, sunt doar imaginații sau momente de scurtă durată. De aceea mă rog Dumnezeu să vă binecuvânteze satele de aici, pe dumneavoastră, și bunul Dumnezeu să vă ajute să-L iubiți pe Dumnezeu așa cum El vă iubește și și-a declarat aici, pe ecran și în spatele meu, încă o dată, căci El este Cel care ne iubește. Că aici este completare ca cineva să nu se simtă nebăgat în seamă. Dumnezeu și Iisus Hristos ne iubește pe toți și să spunem cu toții Amin. Amin. Amin.
Amin. Cel mai important lucru de pe pământul ăsta este să simți iubit. Asta e grozav. Aș vrea să vă spun că am fost foarte măcinat în ultima vreme de acest pasaj în Scriptură, pentru că din ce în ce mai des găsesc în viața mea și în viața celor din preajma mea și într-o analiză sufletească foarte serioasă îmi dau din ce în ce mai mult seama că nu luăm în seamă în mod serios pe Dumnezeu. Frate, există foarte multe informații în Biserica Pentecostală, Baptist, Ortodox, Catolic. Nu trăim într-un spațiu în România asta de musulmani sau de hinduși. Trăim într-o țară în care datorită conjunturii care ne-am născut, suntem o țară care cel puțin prin perspectiva teologiei sau bazei de informații pe care o avem, ne putem declara creștini. Pentru că peste 99% dintre români își asumă adevărul că Iisus Hristos s-a întrupat prin Fecioara Maria și a trăit printre noi. Apoi a murit răstignit la cruce și spre bucuria noastră a tuturor a treia zi a înviat, glorie Lui. Cu toți românii acceptăm că El s-a înălțat la cer și că este gata să vină iarăși, binecuvântat să fie Domnul. Și cu toți acceptăm că El a promis și s-a ținut de cuvânt și a trimis pe Duhul Sfânt la Rusalii. Rusalii devenind și o sărbătoare legală și națională în România. Așa că prin prisma tuturor informațiilor pe care vi le-am adus aici și a crezului și a bazei crezului nostru, putem să spunem că suntem pe drumul bun. Mai că problema este ceea care am anticipat-o mai devreme. Câți dintre noi luăm în serios pe Dumnezeu și Biblia? Asta este marea mea preocupare. Și am venit cu inima deschisă să mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să coboare peste noi în seara asta, a Dumnezeu să ne atingă mințile și inimile noastre și să fim responsabili și să facem alegeri sănătoase și serioase în seara. Amin? Doamne ajută-ne! S-ar putea să fi făcut mulți dintre noi alegeri greșite în ce privește, știu, școala pe care am urmat-o sau meseria care am ales. Poate că noi am fost atrași de a fi mecanici și ne-am făcut altceva. Poate că am vrut să ajungem într-un loc și deodată ne-am trezut peste ani că suntem total în alt loc, în ce privește slujba. Că am avut o îndemânare să fim ceva și datorită presiunii vieții, că am fost sărași, că am avut părinți care nu ne-au putut ajuta și nu au putut merge la școală. Am rămas cu un tractor, am rămas la țară, lucrăm pământul și așa mai departe și spunem, dacă era și aveam posibilități, să spunem și noi copiilor pe care le aveți voi, eu aș fi avut ajuns departe, eu aș fi fost poate inginer, poate medic, poate aia la altă, poate mult mai departe. Dar, la un moment dat trebuie să fac alegerea asta până la un punct și eu mă număr în categoria asta, pentru că n-am avut bani, n-am avut resurse. Și eu m-am contractat la o fabrică în Beclean, pe timpul lui Ceaușescu, de în clasa 9. Am ales să fac contract cu fabrica aia, pentru ca să am garanția când voi trece școala că o să am servici. Și am avut pentru vreo 5 ani. Așa, deodată, perspectiva vieții mele, am putut, din punctul de vedere, să o aleg. Am acceptat-o exact cum a venit pe tavă. S-ar putea peste ani să plătim un preț din punctul ăsta de vedere. Și să avem niște consecințe pe termen scurt sau mai lung. Putem să facem alegeri greșite în ce privește locul, în geografic în care locuim. Îți spunem noi peste ani. Bă, am avut o opțiune extraordinară să mă mut la Oradea. Nu m-am mutat. Am avut ocazia să rămân în București, unde am făcut armata, sau în Timișoara. Am avut ocazia și eu cu altă trupă să trec granița, să ajung în Germania, în America, în Australia, în Canada. Bă, am fost fricoș, am fost laș, apoi mi-a spus unul, m-am lăsat dus de altul și am rămas aici. Și poate că regretați că nu ați plecat în altă parte și aveți consecințe pe termen scurt și pe lung. O asemenea alegere poate să schimbe o grămadă de lucruri în viața noastră. Putem să facem alegeri greșite în ce privește căsătoria. Și deodată ne-am însurat și ne-a dat o soție care vorbește nițel mai mult. Dată vine în minte peste o vreme, bă, puteam să ne iau fata aia tăcută din stat, din biserică, care nu zicea nimic. O jumătate de s-au auzit dacă stăteai lângă ea. Numai că între timp și dumneai vorbește acum, stai liniștit, da?
să zicem că și eu mi-am ales o soție tăcută, da? Dar Domnul după aia a vorbit și vorbește foarte mult încât uneori ridic mâna, vreau să spun și eu ceva. Așa că s-ar putea să facem alegeri mai puțin bune în zona asta și să spunem dacă mă însuram, dacă sunt povești pe genul. Adică chiar putem greși în căsnicie, în alegeri. Ai greșit cu plus, cu minus, du-ți crucea și cu altă parte tot vrea să duci. Așa că căsnicia este o chestie foarte frumoasă, dar greuță și responsabilă, cu plusuri și cu minusuri, dar cu ajutorul Dumnezeu mulțumim pentru familiile noastre și lăudați să fie Domnul. Amin. Dar au făcut destui alegeri greșite pe terenul ăsta, că au vrut să-și ia bogată și o lasă cu bogăția și altceva. Că au vrut să-și ia unul bogat odată cu bogăția și o lasă și s-o lua și socul și soacră și așa mai departe. Că odată a vrut să-și ia pe cel mai frumos zmeu și odată cu smeitatea asta și a luat și altceva. Și există o grămadă de probleme în zona care are consecințe pe o anumită bucată de vreme mai scurtă sau mai lungă. Putem greși multe feluri. Dar când este vorba de locul în care ne vom petrece veșnicia, ascultă-mă în această seară. N-ai dreptul să greșești. Că ai rămas săran, regretă că n-ai ajuns Domn, dar nu tare. Că nu te-ai mutat la oraș, foarte mulți de la oraș revin la țară. Că ne-ai luat una tăcută, blândă, blând, cu bani, fără bani, bucuroși le-o înduce toate. Plus, minus, putem să avem anumite regrete. Dacă ne este vorba de locul unde ne vom petrece veșnicia, aș vrea să-ți deschid mintea cu mine. Pentru că acolo nimic nu se schimbă și este vorba de eternitate. De aceea, în această seară, stau cu toată frica de Dumnezeu în fața voastră. Și mă rog ca Duhul Dumnezeu să vă cerceteze. Ei, unde ești cu sigur că ți-ai petrece veșnicia? Dacă cumva ești aici și te legi în așa, în balanțorul ăsta, în hinta asta, în guțuțuia asta, cum vreți să-l numiți, al penticostalismul, la religii tare, al faptelor tale, zic să nu stai prea liniște. Dacă de-a dreptul ai atipit și nu mai vrei să te răscolească nimeni, zic nu stai liniște. Că predic duminică în biserică, cuvântul lui Dumnezeu, în becrea, și luni dimineața la capea îmi spunea un predic de-a mea, spune, bun, nu știu de ce unde tot ne liniștești, sau ne liniștiți voi cu predicile voastre. Ce nu lăsat odată într-un creștinism așa, într-o pocăință care să mergi la biserică, să stăm și să nu deranjeze nimeni. Să auzim ce auzim, să cântăm ce cântăm, să gândăm ce gândăm, să ne rugăm ce rugăm, să punem un leu la colecta sau 3 sau 5 sau 10, să mergem acasă, dormim de amiază și dacă mai avem chef să mai venim și seara să ne obosim, zice, eu ne lăsați în pace, trebuie să-i tulburați cu asta, că nu suntem în regulă, că trebuie să ne pocăim, că trebuie să ne trezim, că trebuie să fim așa, că trebuie să iubim, că trebuie să dăm, că trebuie să facem aia, aia. Domnule, de ce ne lăsați odată liniștiți? Pentru că am zis, cel care vrea să fie liniștit e diavolul. Iar cel care vrea să ne mântuiască și ne schimbe este Iisus Hristos Domnul și este Duhul Sfânt care lucrează în biserică. Aleluia! De aceea la scăldătoare a fost nevoie de un înger al Dumnezeu să tulbure apa. Pentru că atunci când venea tulburea, oamenii erau vindecați. Aleluia! Aleluia! Și eu m-am rugat în seara. Doamne, tulbură apa aici. Tulbură Duhurile și suflete care sunt liniștite. Dacă nu simt puterea și prezența ta în viața lor. Că n-au siguranța că dacă mor peste oară sunt mântuite și mântuiți. Doamne, dacă suntem o armată de religioși, Doamne, intră în această seară, zdrobește religia din noi și vină tu ca stăpân și Domn în orice viață. Aleluia! Pentru că iadul este o realitate și pentru că raiul este o realitate. De ce am venit să vă spun? Ca Dumnezeu să ne trezească inimile noastre. Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus. Amin. Glorie lui Dumnezeu. Amin. Că dumneavoastră pe textul ăsta are o viață liniștită. Și a avut-o. Toată ziua era atras de modă. Toată ziua era atras cum arată el. Toată ziua s-a îmbrăcat. Și se asigura că este în ton cu pleava. Pentru că în fiecare zi ochii lui erau simțiți în pământ. Da, erau cu ochii în pământ. Și se uita în stânga, în dreapta, ce se mai întâmplă? Ce mai se întâmplă aici? Cum arată? Ei, când suntem cu ochii în pământ, vedem pleava. Pentru că atunci când vezi pleava, asta ești. Și urmărești pleava. Suntem de multe ori o generație cu ochii în pământ. Suntem exact imaginea și portretul femeii gârbove. Toată ziua la 90 de grade, cu ochii în pământ. Când te uiți în pământ, nu vezi cât numai vreo 3-4 metri pătrați vezi de orizont. Asta este orizont.
Aici ne mișcăm zi și noapte, săptămâni de săptămâni. De aici vorbim, de aici ne hrănim, cu asta dormim, asta visăm, aici e tot, pătrățica asta, aici ne învârtim, aici ne luptăm, aici gândim, aici visăm. Când venim la bine, din sus, adormim, ațipim, că toată viața noastră este la 5 metri pătrați. De asta vorbim când ne întâlnim, de asta gândim, de asta suntem afectați, de pătrățica asta, pentru că ochii mei și ai voștri sunt aici, la pământ. Și nu ne ridicăm pentru că suntem ancorați aici, cu toți. Și în această seară am zis, Doamne Dumnezeule, Tu ești Cel care poți să faci minuni. Tu ești Dumnezeu care ne poți ridica. De viața cărbul a zis tot diavolul ani de zile, dar într-o zi Tu ai venit în dreptul ei și ai pus în dreapta spatele. Și m-am rugat ca Dumnezeu să se atingă de noi în această seară. Să putem îndrepta spatele și să privim în sus de unde ne va veni izbăvirea. Să spunem data adunarea gloriei lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu! Așa spuneam, înțeleg. Idealul găinii nu merge mai departe de pleacă. Ia tot timpul acolo de cuciocul, într-o zonă foarte îngustă. Tot timpul acolo să uită, toată zona este legată de acolo. Ia o mână de grâu acolo, e o mână de treabă acolo, și stă două cuciocul de dimineață până seara. Adorme și iar acolo. Pentru câți dintre noi viața doar atât mai înseamnă în vremea? Câți dintre noastre vă mai gândiți la Dumnezeu zilnic? Câți dintre noastre vă gândiți la cer, la mântuire, la venirea lui Iisus Hristos? Pe cât vă mai frământă veșnicia, pe cât vă mai frământă aproapele, suntem aici cu fața deschisă. Cel care cunoaște inimile și Duhurile noastre este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog El să cerceteze orice inimă. Creștini din România, creștini de pe dealul ăsta de lângă Oravia, treziți-vă în această seară. Iisus Hristos este gata să vină pe norii cerului. Începe iadul și rai. Unde vei fi? Lupta asta pentru imagini. Lupta asta, cum arătăm cine suntem noi, cât de grozați suntem noi, lupta asta este o luptă cumplită. Suntem prinși în vâltoarea ei să recunoaște. Suntem prinși în această atmosferă pământească foarte des, foarte des și prea mult. El în fiecare zi era atras de treaba. El era atras de popularitate. El era atras de distracție. El vrea să se distreze. El vrea să-și trăiască viața din plin. El vrea să profite de fiecare zi. El vrea să se bucure de viața asta pe pământ. Când de aici sunteți? De genul ăsta și suntem? Aici să ne bucurăm, aici să trăim, că Dumnezeu știe ce va fi după. Să adunăm aici, că Dumnezeu știe ce va mai fi. După va fi rai și ea. După va fi veșnicie. După vei trăi veșnic și vei fi mai real și mai plin de viață decât ai fost vreodată de când ești pe pământul ăsta. Că după moarte urmează veșnicia. După moarte urmează eternitatea. După moarte vei fi ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul. De aceea suntem aici în acest corp, să ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să ne atingă. Ne rugăm ca sângele lui Iisus Hristos să se atingă de noi toți. Și foarte ca Duhul Iisus să tai orice legătura noastră cu pământul. Aleluia! Cât iau în serios pe Dumnezeu? Și pentru cât zilele și săptămâni și lunile sunt o eternă și continuă distracție? Păi de ce glumim cu asta? Păi de ce glumim cu păcat? Păi de ce glumim cu lucrul ăla, cu celălalt? Pentru că noi vrem să ne distrăm. Pentru că noi vrem să ne simțim bine. De ce ne alegem pe sprâncenea anturajul să nu ne încurce nimeni? Să ne simțim bine și dincolo, și dincolo, și dincolo. Este unul care nu-i convine o zămavară din cer. Pentru că noi ce vrem să avem în fiecare zi veselie. Să ne simțim bine. Să fim liberi. Pentru că nimeni nu are dreptul să ne atingă libertatea. Pentru că legile ne apă. Nimeni nu se mai bagă în viața noastră. Eu sunt bogat. Eu sunt cu tare. Și noi și nu suntem bogați material. Suntem bogați în mândrie. Eu nostru. Și nu mai poate intra nimeni în locul nostru să ne mai întrebe cineva ce vrem. Pentru că noi ne dictăm viața. Vorbesc prea tare. Vorbesc prea direct. Dar cel care ne cunoaște și-mi cunoaște inima și mă frământă toate treburile astea este Duhul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. La noi la oraș, că sunt la țară acum, există o problemă în ultima vreme, o problemă, o modă. Că atunci când merg la nuntă, să fixeze locul dinainte unde stai. Și tu suni, unde mai ai pus? Cu cine zama? Mă întrebați dumneavoastră de ce punem noi întrebarea asta? Puteți să mă întrebați. Cu cine o să luam asta la nuntă acolo 4 ore? 6 ore. Cu cine? Păiți, nu-mi place? Și mai mulți dintre cei care organizează nunți, urmez și eu pe listă, să organizez nunți, pentru că am 4 copii, dar vreau să spun, bă, cel mai mare stres l-am avut la nuntă, îmi spune un prieten, cum să-i pui pe oameni la masă?
Lăsu-mă, cum sunt, bă, dacă tot? Bă, tot a avut loc, tot și în plus. Dar nu-i problema dacă a avut loc în țară. Problema a fost cu cine-i pui la masă, cu aia 12, la masă aia rotundă. Cum să-i selectezi, cum să-i aranjezi? Bă, dacă îl pui pe asta cu ăla, bă, să umflă și e capabil să plece la masă și vreo 4 plecat. De ce, mă? Bă, nu-i plăcut cu cine-i pus la masă. Și față în față cu ăla care stă la masă, l-au deranjat. Doi de la masă, adică o familie. Bă, pe 10 e suportant, dar cine-i băgat, bă, pe acolo? Și multe au dat telefon dinainte să-i schimbe. Și zice, bă, să vezi când, bă, dacă îmi sunam și îi schimbam și l-am supărat, zice, l-am schimbat. Și dumneavoastră mă întrebați că noi suntem un popor creștin, și dumneavoastră mă întrebați dacă noi suntem pocăiți, eu vă spun că nu suntem pocăiți. Pentru că noi avem o problemă, pentru că noi vrem să mergem la anunț, nu ca să arătăm că suntem copiii lui Dumnezeu. Noi mergem la anunț ca să ne distrăm, pentru că noi vrem să fim petele acolo, să glumim, să nu riscăm că ne aude ăla ce zicem. Să-i putem să ne dăm drumul la toate imaginațiile noastre uneori bolnave. Eu am venit aici să predic adevărul, poate nu m-am mai chemat niciodată. Eu am venit să predic Evanghelia în această seară, pentru că vreau să ajung mântuit în împărăția lui Dumnezeu. Și sunt din toată inima Domnul să se atingă de noi. Dar ce asta e foarte grav, extrem de grav. Pentru că ca și Sfânta lui Dumnezeu care crezi în Biblie, n-ai dreptul să pui întrebarea cu cine-s la masă, chiar a trebuit să te rogi, să-ți dea Dumnezeu la masă un om care e robit în soartă, să-l poți iubi, să poți să-i fie o mână întinsă, să poți să te rogi pentru el, să poți să-l întrebi cum se viața și să te rogi ca Duhul Sfânt 6 ore pe care le poți pierde, să-i predici Evanghelia Domnului Iisus Hristos și la final să fie mântuită și mântuit. Spune-ți tot amin! Amin! Spune-ți tot amin! Amin! Dar cine mai are timp de alții? Nimeni! Lazăr e lângă tine, îl vezi nou. De ce nu-l vezi? E prea mic. De ce nu-l vezi? Pentru că e mizerabil și puturos. De ce nu-l vezi? Pentru că el e ăsta care vine din locul ăla, din spațiul ăla, din casa aia, din neamul ăla. El e Lazăr, bubosul. Omul care nu are prieteni decât pe câini, goi, dar în final va avea prieteni îngeri și pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem Tatăl adunare, aleluia! Printre câini și cupe, dar apoi printre îngeri și sfinți. În împărăția slăvită a Tatălui din cer, alții, prin modernism și tot felul de lucruri. Și apoi, printre draci și demoni, direct în iad, în chinuri veșnice. În această seară, treziți-vă, oameni buni. Religia e religie și mântuirea e mântuire. Dumnezeu e Dumnezeu și diavolul e diavolul. Iubirea e iubire și ura e ură. Lumina e lumină și întunericul e întuneric. Sfințenia e sfințenie și păcatul e păcat. Și Iisus Hristos este lumină, este adevăr și este sfințenie. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Aleluia! Glorie Domnului! Amin. Atras de imagine, atras de distracție, atras de mândrie. Pentru că mândria nu te lasă să vezi pe alții. Pentru că iubirea de sine nu te lasă să vezi pe celălalt. E un prăpădit lângă tine. Mă sună cineva zile trecute. Sunt apăsat frate Gabi. De câteva luni de zile nu mai pot dormi noaptea. Nu știu ce s-a întâmplat. Și îmi spune câteva lucruri. Eu îl pasez o săptămână, două, îs ocupat, îs aglomerat, el mă așteaptă, el are dare, mă sună, îl refuz, mă sună, îl refuz, într-un final îi spun cum să procedeze, dar mai că nu vreau să-l întâlnesc, ăsta e adevărul. După un târziu de insistența ta îi spun, mâine la 12 ești în Becleanu. Măi, la 12, nu la 12, la 10, mă sună, mă apropii de becanță, am zis la 12, aștept în parcare, până la 12, mă duc la 11:30, deschid biserica, îl postesc, cineva îmi spune, vezi că o să fie brunesc, am fost brunesc, și când mă duc, înjetat din mine însuși și din lateral, îmi visez o imagine, mă duc să-l privesc superficial, să-l elimin repede, să-l întreb din 3 întrebări încuietoare, pentru că am atâta experiență. Să-l parașutez, el îmi spune, am venit și cu mama, dar o las în mașină numai dacă vreți, bun simț, să mă rugați pentru ea, dacă nu-i problema. Și stau încremenit și mă uit la ea. Doamne, cine sunt eu? Gabi Zăgrean, sunt un nimic, sunt un zero. În fața mea s-ar putea să fie Lazăr azi la masă. Și eu nu-l văd. N-am vrut să-l văd, am refuzat de săptămâni să-l văd. Acum a venit și aș vrea să trec în 5 minute pe lângă el, să-i spun 3 vorbe și să plece. Am simțit o apăsare. Era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și a zis că l-am trimis aici să-l iubești. Dai brunet, dar n-ai probleme. Pentru că iubesc și bruneți și albi și negri și galbeni și nazi și scunzi și bătrâni și savanți și ciobani și sărani.
și oamenii cu bibole și cu bacile și cu ea care miroasă frumos și cea care miroasă graș, pe toți eu iubesc, pentru că eu sunt Dumnezeu. Ai atât de mult am iubit lumea, că am dat pe Fiul meu, pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Aleluia! 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 Picioarele s-au tăiat. Și m-am așezat cu un portat pe scaun și am zis, rog, se vorbește. Nu mai contează cât timp am stat. I-am ascultat povestea lui. I-am spus ce am avut de spus. I-am zis, du-te poftește și mama lui. M-am rugat să iei în biserică. Și am avut o onoare extraordinară săptămâna asta. Eu personal să-mi întâlnesc pe lată. Suntem prea mândri ca să vedem oameni. Suntem prea aroganți pentru ca să fim o mână întins. Noi spunem, o, nu au venit prea mulți nepocăiți în seara asta. Dar cât ați lăsat după ei săptămâna? Cât ați stat și v-ați rugat mereu? Vreau să-mi scot în față o persoană pe care s-o chemă evanghelizare. Vă spun, nu rate! Nu om închid. Dumnezeu a pregătit faptele bune. Doar cineva trebuie să umble în ele. Doamne, ai milă de noi. Vrem să ajungem prin Împărăția lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne pe toți. Ați zis că delimitarea asta este foarte clară. N-ajunge că ne botezăm, că vin la biserică. Noi trebuie să fim niște practicanți a unei pocăințe autentice și adevărate. Că spunem din toată inima, glorie Domnului. Spunem din toată inima, glorie Domnului. Din ce veneam Cristi și cu Ema și cu Sebi și ne-am oprit undeva, le-am luat masa, le-am povestit o a doua experiență ieri. Când m-a sunat altcineva, că de când mă maci în zilele astea, textul ăsta, faptul Dumnezeu intenționat, îmi spune, acum te probez, o să-ți probez o predica ta, dacă tu ești cu ochii în patru la ea. Și m-a sunat un număr necunoscut. I-am răspuns și el mă ia așa foarte direct și foarte aiurea, să spun, și am vorbit cu colegul tău și nu vrea să mă voteze și pentru că nu mă votează, te-am sunat pe tine, ce faci cu mine? Știu că băiatul ăsta are o minte limitată, redusă, după aceea am știut despre cine e vorba. Știți, eu când am văzut cum el vorbește așa nelegat și foarte aiurea, l-am închis. Eram și ocupat cu băiatul meu care mă jucam, ne-am făcut niciun timp, dar nu, tocmai acum mă deranjează, eu că nu prea des mă pot juca cu băiatul meu, acum mă joc ca acum sunt el. În secunda, în jumătate de minut următoare, iar mă sună. Când mă sună, eram pregătit și eram așa de agitat în mine că nu-mi dă pace, încât atât l-am repezit până la amenințare. Știu că el a reacționat după aia negativ și mi-a spus cât i-a venit așa în mintea lui, nu neapărat prostit, dar a zis, bă, voi sunteți o armată din aia care numai bande, de numai aia, nu vă interesați de oameni, nu vă asta. Și mi-a dat și mi-a spus și la mea, dar n-am mai zis așa, bă, te rog să mă lași în pace. Și am închis telefonul. După aceea am coborât jos, soția era în cameră când eu m-am agitat. A avut înțelepciunea să nu spună nimic, dar eu eram apăsat în inima mea. N-am avut chef nici de joacă, nici nimic. M-am dus doar cu bucătărie și ea îmi spune, nu te văd prea bine. Și eu încercam să mă justific. Păi dar cum poate eu să mă întrebe asta? Dar mă încercam să apăr greșeală din mine. După aia stau puțin și spune, păi poate că era mai bine să zic, Domnul să te binecuvânteze, las să mai vorbim, las că asta. Cred, zice, cred că semănai mai mult cu ceea ce ești. Și am tăcut și am zis, asta e, las că lui mai întâlnit și mai vorbit, că ascultați. În minutele următoare, la ușa mea e băiat. Asta a fost șansa mea. Pentru că acum eram alt om, i-am deschis ușa și am zis, Daniel, pune-mi ce vrei. Frate Gabi, să știți că eu am venit să-mi cer iertare. Dacă vreți, mă pun aici în genunchi. Și atunci l-am prins de aia și am zis, nu te las în genunchi. Vă rog să mă iertați pentru tot ce am spus. Pentru că m-am agitat și m-am enervat și mai asta și mai asta. Am zis, Daniele, te iert. Băiatul ăsta are probleme, cred că. E de la casa de copii. E un abandonat total. Cred că n-are nici minte decât jumate. Dar eu n-aveam dreptul să mă compor cu el așa. Eu n-aveam dreptul să strig la el și să-l amenea. Eu aveam dreptul să-l primesc cu căldură și cu dragoste. Așa suntem noi, suntem aici. Eu vă dau cu mine exemplu în seara asta. Ca să vedeți că nu este simplu să fii pocăit. Nu este simplu să-L urmezi pe Iisus Hristos.
Că urma pe Iisus Hristos nu înseamnă să strigăm amin și aleluia până ne plângă venele. Că urma pe Iisus Hristos de multe ori nu înseamnă doar să mergem la biserică așa zeci de ani pe același drum. Ce a urmat pe Iisus Hristos înseamnă o trăire adevărată în principiile Scripturilor și mă rog Duhul Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Cum stați în seara? A fost atras de toate zonele astea și voi sunteți. Și din ea a făcut un gest care a schimbat atunci radical toate opțiunile și toate alegerile din viața lui, dar Tatăl i-a însemnat un prea târziu. În această seară suntem aici. Și suntem într-un har deosebit. Cei care sunteți prieteni, bărbați, femei, Doamne și Domn, avem ocazia să ne împăcăm cu Iisus Hristos în seara asta. Cei care ne-am împăcat cu Iisus Hristos, avem ocazia să ne reanalizăm viața și să pornim cu toată fața înspre Dumnezeu și să strigăm din toată inima, Doamne Iisuse, ai milă de noi. Binecuvântat să fie Domn. Cât poate schimba în viața ta un simplu gest? Știți care e gestul ăsta care l-a făcut bogat? E un gest fizic. A ajuns în iad în chinuri și datorită acelui loc și acelor chinuri a fost determinat să ridice ochii odată în sus. Și când și-a ridicat ochii în sus, toată perspectiva s-a schimbat și a văzut cu totul o altă realitate. Alte personaje, alte lume, alți oameni. Atunci când și-a ridicat ochii în sus, asta ne costă când suntem cu ochii ațintiți în pământ. Vedem gunoare, vedem pleiar, vedem lucruri care nu au nicio valoare, pe care toate le vom lăsa și pe pământul ăsta. Absolut tot. Ce contează unde stai la masă? Ce contează cu cine stai la masă? Ce contează că tu ești X? Vine mare om. Într-o zi totul va fi fum și totul va fi uitat. Îți va rămâne acolo în cimitir o placă pe care va spune când te-ai născut și când ai murit și între ele o liniuță foarte scurtă care însemna viața ta. Ce contează ce am făcut noi? Că te-ai disprat, că ai fost îmbăresc, că ai fost mare ca păsare. Glorie otilite! După moarte, omul își ridică ochii în sus și vede pe Avram, lumea lui Dumnezeu, cer! Păi după moarte s-ar putea să vezi multe realități care să nu mai fie niciodată la dispoziția ta. De aceea m-am zis, Doamne, în timp ce predic în această seară, binecuvântează toată biserica și ajută toți oamenii în această seară să ne ridicăm privirile în sus. Ridicați-vă privirile în sus! Pentru că atunci când îți ridici privirile în sus, toată perspectiva asupra vieții tale se schimbă și toate valorile din viața ta se schimbă. O, Doamne, cercetează orice inimă! O, Doamne, cercetează orice inimă! Predic duminică la o nuntă. Cuvântul Dumnezeu după mine se ridică fratele care a avut și el o misiune acolo în ziua aceea și spune, vorbind de relațiile astea de familie, de timp, de darul care trebuie să-l dăm celor dragi, a spus, eu ani de zile, îl cunosc foarte bine pe omul ăsta, ani de zile am alergat după bani și după zona asta ca un om nebun. N-am avut zi și noapte, nu una, doi, trei, patru, cinci. S-au născut copiii în familia noastră, unul după altul. La un moment dat am spus soției mele, vreau să-ți ofer cel mai frumos concediu pe care ți l-ai putut tu imagina vreodată pe pământ. Și l-am oferit. Nu m-a spune el și în concediul ăla care l-am oferit soției, m-am dus cu telefon. Și de fapt, tot concediul ăla, 90% din el am vorbit la telefon. Soția mea a fost mai trădată decât aș fi fost acasă. Și am venit acasă și am spus, iartă-mă, dar trebuie să adunăm, să adunăm, să adunăm. Și credeți-mă, oamenii ăștia au adunat, nu puțin. Și-au adunat, și-au adunat. Și spune, știți ce, nu mai aveam timp de Dumnezeu. Nu mai aveam timp de rugăciune. Nu mai aveam timp de Biblie. Nu mai aveam timp de copii. Nu mai aveam timp de soție. Nu mai aveam timp de nimic. Dar eram un penticostal, un creștin bun, mergeam la biserică, eram la programe când puteam. Dar inima mea, dar viața mea, dar gândurile mele, dar simțurile mele, dar toată ființa mea era concentrată aici jos. Să nu meargă ăla, să nu câștigi ăla. Era o competiție surdă, nebună, cu alții. Nimeni nu bănuia. Eu alergam ca un nebun. Și nici măcar nu am decis să mă opresc. Dar într-o zi, Dumnezeu mi-a tăiat genunchii. Printr-o boală cumplită care s-a localizat în stomacul lui.
Zice, în câteva minute am fost în genunchi. Dumnezeu m-a prăbușit în genunchi. Au urmat săptămâni și luni și deci ani. De spitale, de medici, de spaime, de moarte. Și în tot acest timp am reușit cea mai mare performanță. Mi-am ridicat ochii spre Dumnezeu. Mi-am ridicat ochii spre Iisus Hristos. Am chemat pe Duhul Sfânt în viața mea și în mintea mea. Și eu m-am întors la Dumnezeu cu toată ființa mea și m-am pocăit cu adevărat. Spun din toată inima, binecuvântat să fie Iisus. Astăzi sunt slujitor al lui Dumnezeu. Cu lacrimi în ochi, eu nu-l pot reproduce pe el, că n-am trecut prin ce a trecut el. Cu lacrimi în ochi spunea, Dumnezeu mi-a tăiat genunchii. Astăzi este puțin încovoiat, slab. Dar Dumnezeu l-a înviat din mort, din punct de vedere fizic. Și este în viață învingând un cancer. Pentru că Dumnezeu puternic o să atinge de ființa Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. E cu Biblia, e cu Dumnezeu, e cu Iisus, e cu familia, e cu pruncii. Tu când vrei să-ți ridici privirile în sus? O, putea să se ridice când era îmbrăcat la patru ace. Da, putea. Putea să se ridice și să-l vadă pe Lazar care era lângă el atunci când era în bucurie și în sănătate. Da, putea. Putea atunci să cheme pe Dumnezeu. Putea. Când era sănătos, da. Putea să se împace cu Dumnezeu. Putea. Putea să se pocăiască. Putea. Pentru că știa că pocăința este o valoare. De ce n-a făcut-o? Pentru că ochii erau în țărână. O, Doamne, suntem aici în cortul acesta. Atingeți de fiecare inimă în această seară. Stimate domnișoare care poate aveți viața în pasă, spunea, totul este în pasă. Atenție! În urmă cu două săptămâni am fost la Soplea și am predicat acolo evanghelizare și au venit și au prăbușit sute de oameni în față și când am fost în fața unei mame, urla, urla, răgnea. Și nu am putut să cred. Am zis, ce se întâmplă? Și m-am uitat lângă ea, o fiică care nu cred că avea mai mult de 16 ani, foarte frumoasă, înaltă. Și am zis, ce se întâmplă? Fica mea este bolnavă de cancer. Are leucemie, să stinge viața din ea. Atunci când m-am uitat la aceasta, am văzut în fața mea, pentru că am și o fiică care luni va împlini 18 ani și pentru câteva secunde mi-am imaginat că în fața mea e Gabriela. Și mi s-a tăiat inima în câteva secunde și când m-am uitat spre ea, ea a căzut în genunchi asta. Și mama lângă ea urla din toate puterile. Și atunci am căzut și eu în genunchi. Și am zis, Iisuse, care ai toată puterea în cer și pe pământ, atinge de lepica asta și vindecă-o. Ești mai puternică, mai puternic decât orice cancer, decât orice leucemie. Ascultă mama asta care răgnește și dă vindecare în numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Binecuvântat să fie Iisus Hristos. Binecuvântat să fie puterea de vindecare. Puterea de vindecare să coboare peste adunare. Poate că sunteți oameni bolnavi în această seară. Poate că sunteți ființe disperate. Fiul lui Dumnezeu este aici. Mesia, care are toată puterea în cer și pe pământ, poate să se atingă de tine. Dar uneori, pentru ca Dumnezeu să poată să învingă mândria din noi, pentru ca Dumnezeu să ne poată tăia calea noastră energică spre distracție, spre haos, o cale care negreșit duce oamenii în iad. Dumnezeu, în dragostea Lui, intervine, ne scutura, pentru ca în scuturarea și în neriniștea duhovnicească sau trupească, să avem marele har, să ridicăm ochii în sus, spre crucea de la Golgota, să cerem iertare și să cerem ca sângele lui Iisus Hristos să ne spele de toate nebunile din viața noastră, de toate plecările din harul Dumnezeu și Dumnezeu să se atingă de orice inimă la toată. Amin, aleluia! Amin, aleluia! Aleluia! Și ei au trecut prin probleme. Și Cristi și Eva au trecut prin probleme. Și ei au fost la o limită. Dar atunci când și-au ridicat din greutate ochii în sus, cel care s-a uitat spre ei și i-a pus pe picioare este Iisus Hristos Domnul. Să strigăm toată adunarea, aleluia! Și eu sunt aici în picioare datorită harului Dumnezeu. Și fratele Băbălai și soția lui sunt aici prin harul și puterea lui Dumnezeu. Pentru că El este Domnul. Pentru că El este Domnul. Aleluia! Aleluia! Omule semeț, omule care tot privește în jos,
Omule care privești în stânga și în dreapta și într-o competiție în care vrei să ai tot mai mult și mai mult ca altul, să fii ales mai bine, să faci mai bine, oprește-te în această seară. Cel care poate să-ți schimbe viața este cel care îți ridică ochii în sus. Uitați-vă în sus. Asta este condiția în felul asta, să te uiți în sus. Asta este salvarea ta în felul aceasta. Uită-te în sus. Toată viața ta se va schimba dintr-un gest. Doamne, atinge-te de ființele noastre. O, toți oamenii din zona aceea care erau mușcați de șarpi în levetic. Domnul a spus, Moise, vreau să-i salvez, sunt pe moarte. Dar am să înalț, ai să înalț prăjina și pe șarpe. Trebuie să facă un singur lucru, să privească în sus. Când se vor uita la șarpele înălțate în prăjină, ei vor fi vindecați. Ei vor fi vindecați! Dacă e boală în ei, va pătrunde vindecare. De moarte în ei va produce, va pătrunde viața. Pentru că cel care vorbește este Iisus Hristos Domnul. Este Iisus Hristos Domnul. Ia privire de la tine, de la eu tău, de la lucrurile de jos. Și uite-te la Iisus. Uite-te spre Domnul. Nu este problema prea grea pentru el. Nu este păcat prea adânc să fi făcut, pe care Iisus Hristos să nu-l poată rezolva. Pentru că El însuși vrea să fii la cruce. Prin credință în El poți să fii liber în această seară. Poți să fii salvat în numele Lui Iisus Hristos. Și cu toată adunarea, amin. Și cu toată adunarea, amin. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Ce se întâmplă dacă văd pe o altă lume? Dacă văd alte valori? Dacă am o altă perspectivă prin faptul că mi-a ridicat ochii în sus. Să schimbă încă ceva în viața ta. Pentru că atunci când bogatul și-a ridicat ochii în sus și l-a văzut pe Avram și în lumea lui Dumnezeu, a început să apeleze la o mare valoare, fără de care cu toții suntem pierduți și vom fi pierduți. Și aceasta se numește rugăciunea. Aceasta se numește rugăciunea. Aceasta se numește rugăciunea. Nimeni nu poate să fie mântuit. Nimeni nu poate să mențină mântuirea. Dacă omul acesta nu strigă spre Dumnezeu, dacă acel omul acesta nu are o viață de dialog permanent în rugăciune prin Duhul Sfânt cu Iisus Hristos și cu Tatăl. Și toți care credeți să spuneți amin. Amin. Și toți care credeți să spuneți amin. Amin. România piere pentru că România nu mai se roagă. Familiile se despart în România și sunt zdrucinate din temerii pentru că în familie din România nu mai există rugăciune. Cântăreții nu mai au har pentru că nu mai se roagă. Predicatorii nu mai predică cu putere pentru că nu mai caută pe Dumnezeu rugăciune. Adunările sunt înțepenite și încremenite pentru că nu mai sunt oameni ai rugăciunii. Duhul lui Dumnezeu vină peste noi. Duhul lui Dumnezeu vină peste noi. Aprinde placăra rugăciunii în România. Aprinde placăra rugăciunii în biserici, în familie și în viețile noastre. Amin. 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 Suntem gata să ascultăm predici. Nu suntem gata în schimb să ne rugăm. Suntem gata să ascultăm cântări. Suntem gata să ascultăm orice. Astăzi este o criză de oameni care se roagă. Dacă noi credem că vom ajunge în cer fără rugăciune, vă înșelați. Suntem prinși într-un lac de înșelăciune. Pentru că diavolul nu se teme de pentecostali, diavolul nu se teme de baptiști, diavolul nu se teme de ortodoși. Diavolul s-a temut și se teme de oamenii care se închină lui Dumnezeu, de oamenii care se roagă și vorbesc în taina nopții și a zilei cu Cel care ține în mână Universul. Iisus Hristos Domnul! Iisus Hristos Domnul! Aleluia! 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 Glorie Domnului! Glorie Domnului! Vă imaginați pe dumnealui mare bogat și patron rugându-se pe stradă? Vi-l imaginați? Eu nu! Eu mi-l imaginez exact cum a fost! Distracții, chefuri, restaurante, întâlniri, afaceri, aia, bulibășară, discuții despre o mulțime de... Vi-l imaginați că el se roagă? Nici vorba! Dar vă imaginați lumea asta modernă că se roagă? Oamenii sunt agitați în magazine, pe stradă, în trolebuze, în avioane, în mașini, în timp ce circulăm, toată lumea e nervoasă. Cine se roagă? Cine se mai roagă în România? Am ascultat un muzicant de, care cântă la night, din zona aia, a noastră, cred, și vorbea el. El cântă doile doar. Când mă duc în București, pentru că predă acolo undeva la o universitate de artă și spunea, mă duc aglomerată, nebună din București, semafoare.
roșu, vlămeați, nu treci. Văd un semafor roșu, oameni agitați, clanțunează, înjură. Eu ceva, îmi scot fluierul, îl pun la gură și cânt o doină. Stau 3-4 minute la semafor. Și, domnule, este suficient ca să-mi duc doina mea până la cap. Trec de semafor, altă intersecție, altul roșu. Îmi scot naiul, trag încă o doină, încă 4 minute. Trec București într-o 40 de minute și eu am cântat vreo 10 doine. Când am auzit pe omul ăsta, și la... putem rosti cam 10 rugăciuni. Cel puțin 10 rugăciuni. Spunea el, de aceea sunt incidente de ciune, eu dacă mă uit ăla din dreapta, ăla e nervos. Îmi arată de ce m-am băgat în față și în jură. Și eu mă răstesc la el. De mă uit dincolo, mă transunează. Deci eu pot să mă enervez, să mă agit, să-mi stui toată ziua. Dar pot să cânt la fiecare semafor. Și am auzit o voce, nu-i așa, că fiii întunericul uneori sunt mai înțeles decât fiii luminii? Și am zis da. Pentru că de atâtea ori și eu m-am agitat ce să bagă asta în față și vorbeam singur la volan. Când puteam să vorbesc un singur la volan, pentru alții singur, puteam vorbi cu Dumnezeul Cerului la volan, puteam vorbi cu Iisus, mă puteam ruga pentru toți cei de la semafor, agitați, cantă nervoși și puteam să fac o lucrare pentru Dumnezeu. Să spunem toată adunarea, amin. Să spunem toată adunarea, amin. Glorie Domnului! Cine se mai era așa? A murit o soră din biserica noastră. Sora lui Sanda Măruțan. 62 de ani. A murit. Era bolnav în ultimele luni. Când m-a sunat Costel, colegul meu, că a murit, eram într-o altă țară, nici nu mai știu exact unde, în Italia, bară unde, în Spania. Și a zis, a murit sora lui Sanda, plejer. Până la urmă, avea o problemă care o ducea aproape clar pe România lui Dumnezeu spre Dora. M-am retras, am ajuns la priveghi, am dus la microfon și am zis, în urmă cu o zi, am devenit mai slab, voi predica mai slab, am devenit mai sărac și toți uitau la mine. Și am explicat. Pentru că sora, eu am crescut de mic în biserica pentecostală. Și sora, de când o știu eu, să zic că acum am 40 de ani, mamă, de pe la 10 ani, peste 30 de ani, eu am auzit-o de fiecare dată. Când spunea cine, este îndemnat de Duhul Dumnezeu să se roage. Sora lui Sanda, prezent, se ruga. N-a fost odată în biserica pe care, în care slujesc de câțiva zeci de ani, într-o rugăciune pe care eu am auzit, odată, să se roage, Doamne, te rog să binecuvântești și să ai milă de cei care predică, de cei care slujesc, de cei care împart cuvântul tău. De fiecare dată avea lacrimi, de fiecare dată avea putere, de fiecare dată avea poftă de rugăciune. Am avut dreptate, am devenit mai slab, pentru că s-a dus un suflet care mi-a sprijinit zeci de ani lucrarea mea de predică. Cine se mai roagă? Cine se mai roagă? Iisuse, vină la noi în seara. Când ridici ochii în sus, îți aduce aminte că ai uitat de ceva o viață întreagă, sau aproape o viață întreagă, o rugăciune. Când și-a ridicat ochii în sus, a început să strige. Părinte Avraame, nu ia mai cu jena, nu ia mai cu rușine, bă, ne aud oamenii că ne rugăm. O, te auzit oamenii când te-ai certat. O grămadă de vecini au cum urlă la copii, la nevastă, la tot. Urlă, bă, nebunule, bă, 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 bă. Dar ce crezi că cineva se mai jenează? E gândită mai directul la o instituție, dar cel mai interesează pe el că l-a auzit nervos. Nimeni nu se mai jenează. Urlăm, strigăm, țipăm unii la alții și nu mai este nicio jenă. Urlă copiii la părinți, vecinul peste gardă, aia, aia, tot urlăm, strigăm. Da, dacă ai auzit pe cineva că se roagă în centrul satului, în genunchi, la 12 la mea, ai zice că are o problemă. Trec în vame, musulmanii coboară din tir, își pun covorul lângă tir, la 12 ziua, se roagă. În aeroport, eu stau pe scaun și ațipesc, ei întind covorul și se roagă. Mă duc în Israel, intru în Betlehem, în Palestina,
e 12. În timp ce noi vrem să vedem locul în care s-a născut Iisus, tot orașul paralizează la 12, bătrâni, copii, polițiști, armată, bogați, sărași, tot, în genunchi tot. Un sunet în dulă, nu știam ce zice. Și tot se roagă, tot cu capul prăbușit în țărână. Îi condamn, au altă religie, îi judec, habar n-am. Dar văd o forță și am zis, forța acestor oameni este rugăciunea. Asta-i ține, asta-i unește. Și mă întreb, noi care cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu, noi care cunoaștem pe Iisus Hristos, noi care știm că El este mijlocitorul, noi care cunoaștem valorile Scripturii, noi care cunoaștem în viața noastră puterea rugăciunii, cine se mai roagă? Chem poporul de aici la rugăciune, chem adunarea la rugăciune, chem familii, bărbați și femei, ridică-te în casa ta și te roagă, fă bine și te roagă, bărbatule, fă bine și te roagă! Fă bine și te roagă, mamă, fă bine și te roagă, fică, fă bine și te roagă, fiule, bărbați și femei, penticostali, baptiști și ortodoși, suntem în drum pe pierzare, dacă nu strigăm spre Dumnezeu cu toată inima. Este șansa noastră, Iisus Mijlocitorul este între noi, Iisus Hristos răspunde rugăciunii, să strigăm toată adunarea, amin, amin, lăudați să fie Domnul, aleluia! Cine să mai roagă? De ce nu mai merge familia? Pentru că familia nu se mai roagă. De ce nu mai ascultă copiii? Pentru că părinții nu mai se roagă. De ce copiii nu mai reușesc în viață și în căsnicie? Pentru că nu se roagă. Un popor care nu se roagă, spunea mai devreme, dispare. Un predicator care nu se roagă, se joacă. Și așa ne vom pierde cu toții. De aceea spun încă o dată și insist. Duhul Sfânt, adun Duh de rugăciune peste noi. Aleluia! În al treilea rând, atunci când îți zici ochii în sus, vreau să mai țineți minte, atunci scap pentru totdeauna de cel mai mare dușman al tău, care se numește eu și mândria. Și într-o smerenie totală îți dai seama că ai nevoie de mila lui Dumnezeu și ai nevoie de mila altora. Haideți să spunem toți amin. Amin. Așa să spunem încheierea predicii. Că una din alte forme a unei puternice crize, care o văd în generația mea și a dumneavoastră, este că din ce în ce mai rar găsești oameni care sunt dispuși să se lase învățați. Dumneavoastră mă ascultați aici, că ați venit aici. Dar în cercurile noastre restrânse, am nefericită ocazie să văd oameni care au nevoie de ajutor. Care au nevoie de un cuvânt, de la pastor, de la predicator, de la oameni peste care vine Duhul lui Dumnezeu zilnic. Dar știți care este problema? Aproape nimeni nu mai are nevoie de noi. Pentru că toți au părerile lor. Pentru că toți știu. Pentru că toți își arată mușchi. Pentru că toți sunt puternici. Pentru că toți au religia lor. Eu am religia mea, eu am credința mea, eu am părerea mea, eu am puterea mea, eu am, eu am, eu știu, eu pot, eu am, eu știu, eu pot. N-are nevoie de nimeni. Cum se merge să-i spui la tita mai omul ăsta îmbrăcat la patru aci? Cum se spui la omul ăsta plin de dorință de distracție, plin de viață, roșu, nobrat? Hei, sunt eu la altă, bugos. Vreau să-ți spun ceva. Ce? Vreau să-ți spun că trebuie să te pocăiești. Vreau să spun că pocăința te poate salva de ea. Vreau să spun că există Rai, există Dumnezeu. Vreau să spun că ce spune Biblia este adevărat. Cine vă tu, mă, nemernicule, vă, bubosule, vă, retardatule, vă, rătăcitule, tu să-mi spui? Eu am preoții mei, eu am credința mea, eu știu, eu n-am nevoie de nimic. O, în discuții mă mai bag și câteodată, vreau să spun și eu ceva. Și de fiecare dată simt de multe ori că nimeni nu vrea să mă asculte. Și mă agit uneori. Și intru în discuții contradictorii și după aia mă aleg cu nimic. Și spun și ceva, eu tac. Pentru că n-ai să vorbesc. Când vor vrea să vorbesc, îmi spună, vorbește. Pentru că suntem o generație de super deștepți, de super talentați, de oameni care știm aproape tot. Nu mai avem nevoie de predici, de predicator, de nimeni aproape. Noi înșine suntem nouă suficient. Și în felul ăsta n-avem nevoie nici de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și merită să spunem tot amin. Și dacă nu amin. Amin? Amin. Câți oameni vă plac? Câți oameni vă plac? Pe câți oameni îi înghițiți și pe câți nu? Lazăre este un om neatractiv.
Lazar este un om nebăgat în seamă. Lazar nu e o bebetă, Lazar nu e capiță grea. Lazar e un avărit. Dar cine vrea să vorbească Lazar? Cine vrea să-i predice Lazar? Cine vrea să primească sfatul de la Lazar? O, Doamne, atinge-te de orice nouă dintre noi în seara. Cine poate să spună, am nevoie de un sfat de la Lazar? Am nevoie de cineva din afara mea să mă ajute. Cine strigă în seara asta? Ai milă de mine! Ai milă de mine! Aproape, ai milă! Fie-ți milă! Trimite-l pe Lazar. Am nevoie de Lazar. Am nevoie să-și înmoaie un deget în pahar, un picur de apă, să-l înmoaie și să-l pună pe limba. Atât am nevoie. Lazar, am nevoie de un picur. În această seară stau de ore aici și predic. Ai tu nevoie de Dumnezeu? Ai tu nevoie de Hristos? Ai tu nevoie de puterea Evangheliei? Ai nevoie de iertare, de liberare, de mântuire? Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Cine are nevoie de vindecare? Cine are nevoie de mântuire? Cine are nevoie de Iisus în seara asta? Cine? Iisus Hristos este aici în seara. Iisus Hristos este aici în seara. Iisus Hristos este aici în seara. Aleluia! 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 Slavă lui Dumnezeu! Uite, aici este un pic de apă. Aș vrea atât, a spus Dumnezeu. Atât. N-am pretenții. Domnul care toată viața a fost cu mușchi, dar da, un pic de apă. Să-mi toate ceva pe limba, atâta vreau. Se poate, nu. Vreau milă! Vreau pe rază! Vreau milă! Prea târziu. Mă întreb astăzi, aici, în seara asta. Cine se poate descotorosi de mândrie și de aroganță? Și să spună în seara asta, sunt aici eu. Am nevoie de mila lui Iisus. Am nevoie de îndurarea lui. M-am depărtat de Dumnezeu, de Iisus. M-am depărtat de pocăință. Nu mai rog de săptămâni și luni. Nu mai am o legătură cu Dumnezeu. Mă duc din inerție de ani de zile. Se simt cu familia mea atât de stramă sau ochii mei. Simt cum copiii sunt rebeli, răzvrătiți, sunt prinși în lațul lumii. Simt că m-am uscat și mă târăsc ca un mort la scăldătoare. Și nu mai este nimeni în preașma. Nu mai am pe nimeni. Dar în această seară, mă rog Duhul Dumnezeu să zdrobească mândria, să-ți dească inima ta. Iisus Hristos este aici între noi. Nu ai văzut, Iisus Hristos este aici. A venit să se întâlnească cu sufletul tău. Nu-i prea târziu, n-a început iar. Încă este har, încă Iisus te iubește, încă Iisus te iubește, încă Iisus iubește pe tot. Dragostea lui este aici în această seară, dar mă întreb, cine are nevoie de Iisus? Cine nu se rușinează? Cine strigă astăzi? Ai milă de mine, Părinte Abrahame! Vreau un picul de apă, se poate nu! Cine va fi în această seară persoana care se strige? Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine! Am păcătuit la viațarea! Am înțepenit pe care, eliberează-mă! Am urât, am invidie, am o grămadă de păcate, mari sau mici! Doamne, ai milă de casă la de viața mea! Cine va striga în seara? Cine se va preda lui Dumnezeu în seara? Nu-i statistic aici, e Duhul Sfânt care se mișcă! E puterea lui Dumnezeu aici! Aleluia! Aleluia! Și dacă tu ești bine, ești de acord în această seară să fie o persoană, tu care e față de alții, am 5 frate. Aș vrea să n-ajung aici. Tu câți ai? Câte persoane ai în mintea ta în seara asta care ai vrea Dumnezeu să se atingă de ele și să evite ea? Câți? Câți ai în mintea ta? Vă mai pasă de oameni? Vă mai pasă de cei care înghesuie drumul spre azi? Oameni buni, vă mai pasă? Sau v-ați văzut cum stați în căruță și sunteți în regulă? Vă mai pasă de oameni? Bogatul a iubit din ea! A fost un evanghelist în ea, dar prea târziu! În această seară, mă rog, Duhul Dumnezeu să atingă localitatea Bruxelles. Dumnezeu să atingă toate împrejurimile. Dumnezeu să atingă inima ta în această seară. Cât ai în minte în seara? A, nu ai pe nimeni? Trist? Ai pe cineva în minte în seara asta? Pentru care vrea să te rogi acum și să spui, Doamne, cred că în această seară Duhul Tău va cuceri pentru ce? Așa e. Când ridici privirea în sus,
poți să stai acasă. Te duci, transpiri, strigi, te topești în cer, îți îmbolnăvești ficat, inima, îți distrugi vocea, alergi, riști. Dar ce contează? Iisus Hristos poate să mântuiască în cer. Am mai dat Dumnezeu inimă când nu mai l-a dat, când nu mai am umplut. Dar știu un lucru, câțiva au evitat deja iadul. Merg spre cer. Îi voi întâlni în cer și voi îmbrățișa. Și voi spune să merita. Dar de ce să plângi din iad? Mai bine plâng în cer. Dar de ce să strig din iad? Mai bine strig în cer. Cântăm Ema și Cristi. Stăm ridicați. Stăm ridicați. Ca să audă mesajul Evangheliei. Ca un reprezentant al seminilor mei de pe valea aceasta. Că aici m-am născut. De aici tata. De aici mama. Mi-a hărăzit ocazia în țara aceasta să primez la cotul acesta. Nu l-am ridicat eu, l-au ridicat alții. Să primesc la un mesager în seara aceasta pe care l-a adus tocmai din Becleav. Că cei din valea aceasta să audă că există o salvare. Mărire de glorie, onoare! Îți mulțumesc de harul ce mi l-ai dat. Că alături de sătenii mei să aud mesajul Evangheliei. Un mesaj puternic. Privind dincolo de șansul trecerii din viața aceasta. Dar dacă în seara aceasta așa ai găsit cu cale să vorbești, te rog, binecuvântează mințile noastre. Că fi luat aminte la mesajul Evangheliei. Nu-i mesajul lui Gabi, e mesajul tău. Mulțumesc că noi avem unul mai mare decât Gabi, mai mare decât Solomon, mai mare decât David, mai mare decât Moise. El este Dumnezeu din veșnicii, din veșnicii, de schimbare. Te rog, dă putere de schimbare, o fund acestuia. Gândindu-te pe tine că El este Mare nostru Dumnezeu. Și tu te-ai arătat dragostea. L-ai trimis în lumea noastră pe cel mai mare decât Gabi. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Pentru ca sătenii mei să audă în seara aceasta că există cineva care iubește. Acela este Dumnezeu și l-a dat în Fiul Său. A stat atârnat pe crucea din Golgota. Pentru ca Damian să aibă salvare. Pentru ca bărbați și femei în seara aceasta să poată alege salvarea aceasta. Să ne putem să privim. Nu așa cum priveau altă dată cei care erau în vremea lui Moise, în vremea trecutului, vreților, prin pustie, să vadă un șarpe de aram înălțat. Haideți să privim în seara aceasta prin ochii credinței, la un Fiu de Dumnezeu înălțat, ca să dai iertare, împăcare cu Dumnezeul din veșnicii, în veșnicii răscumpărați.